I-ați avut aproape pe foștii dumneavoastră profeți. Astăzi lucrurile sunt puțin schimbate. În fața dumneavoastră sunt persoane necunoscute. Alături de mine este colega mea, Roman Elena, cea care s-a ocupat de întreaga festivitate cu care am vrut să vă întâmpinăm astăzi. De aceea, în amintirea domnilor profesori, pe care nu-i mai aveți alături de dumneavoastră, vă rugăm să